Peste 7.000 de hunedoreni așteaptă de 4 luni pentru a le fi recoltate analize, ori pentru un tomograf sau RMN, bineînțeles decontate prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Pentru a reduce timpul de așteptare mult pentru mare și mult prea mare, chiar pentru bolnavii care au nevoie urgentă de aceste investigații, reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate din județul Hunedoara au luat decizia de a solicita o suplimentare de fonduri Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Am cerut fiecărui furnizor de servicii să ne spună care este lista de așteptare pe care o are. Și am ajuns la neplăcuta surpriză să vedem că sunt peste 7.000 de oameni, 7.000 de hunedori în care așteaptă să li se recolteze analize, care așteaptă să-și facă un RMN sau un CT sau un RX. Și care așteaptă de câteva luni, să înțeleg. Așteaptă unii de o lună, alții de 3 luni, alții de 4 luni. Cu aceste documente și cu o concluzia noastră că dacă ar fi, care ar fi suma de care avem nevoie în plus pe lună ca să rezolvăm această problemă, am prezentat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, am trimis documentele. Și care ar fi suma de care ar avea nevoie județul Hunedoara pentru a satisface nevoile oamenilor până circa la urmă? 2 milioane de lei în plus pe lună. Deci bine undeva la 9 milioane de lei. Bine distribuiți, ne-ar ajunge să nu mai avem o listă de așteptare mai lungă de o lună de zile.